Vă salut, dragilor! Ne apucăm să pregătim cina pentru fete. Mâncarea de seară. Anastasia trebuie să ajungă și ea de la școală. Și vom face un filet de somon. Uitați-o și pe Roxie aici. Vom face un filet de somon la tigaie, rapid așa. Și foarte ușor. Ia să-l speli. Da. Și de la aici mi-am făcut și eu astăzi la prânz. Tu am mâncat tot tigaia. Am mâncat tot filet de somon. Și au fost 4 bucăți. Două le-am halit eu cu un avocado, o rodie și niște salată iceberg. Și două le-am păstrat fetelor să mănânce acum pe seară, câte una fiecare. Asta trebuie să vă aruncăm de urgență. Pe ce? Sau la aruncăm mâine dimineață. Ce, gunoiul? Da. Îl aruncăm când mergem dăm în... Dăm două din alea de hârtie. Când mergem în mall. Ia. Așa, să pui pe el piper. Nu, că îl pun când îl pun în tigaie. A, da? Ok. Ca să aibă coaja. Bine. Mi-ar mai trebui niște șervețele. Hai să mai dau un șervețel și gata. Ia. Ia uitați, dragilor, ce bine arată. Hai să vi-l arăt. Ia foarte uite. Frumos, domnul pește, domnul somon. Da, arată perfect. Hai, dă-i cu el în... Tigăiță aici. Da. Și pe ăstălalt. E, vezi, eu condimentele le pun înainte. Nu le pun când e în tigaie. Uite ce bine arată. Ăsta e peștele nostru preferat, urmat de doradă. Da, dorada. Mi se pare poate chiar mai bună, mai gustoasă. Decât ăsta? Nu e. E pe locul 2. E bună și aia, dar nu se compară da, cu ăsta. Da, acesta nu are oase, are acest avantaj. Și are gustul ăla special al lui. E, mai lasă-l. Dar și ce pui lângă el? Niște legume. Îți scot ceva din frigider? Nu știu că vreau. Niște roșii. Da. Uite, să folosești și salata asta. Mai e un pic de salată aici. Și e încă bună. Uite asta. Ce faci, măi? Domnul Puf, mănânci? Ești la masă, dragule. Ai văzut că pregătim masa și te-ai dus și tu la masă? Bravo! Ia ce bine se face. A început. Mâine trebuie să tăim și ananasul ăsta, că se strică altfel. Da, nu cred că apucăm să-l tăiem astăzi seara. Nu mai tăiem, că vreau să mănânc și eu din el și eu nu mai mănânc nimic astăzi seara. Am înțeles. Hai să vă arăt la câte kilograme am ajuns. Azi dimineață m-am cântărit și vreau să vă arăt și vouă. 83
1,5 kg. Și asta suntem în 10? Asta suntem în 9. În 9. 10,3. Oh, da. Mă, 9 suntem sau în 10? În 9, mâine este 10. Eu am niște activități mâine. Da, mâine să fac 5 luni. De când programate și știu că mâine e 10 octombrie. De când am început să slăbesc și iată sunt 32 de kg date jos. 32. Și că ieri a fost 8, n-ai cum să... Deci... Okay. Să nu spună nimeni că, domnule, eu nu pot, că eu nu, asta nu există așa ceva. Dacă vrei, poți. Contează să vrei și să-ți dorești un lucru și poți să-l faci. Uite, la mine a funcționat. Și țineți minte, nu e regim. Efectiv îți schimbi modul de a te hrăni și de a pune problema în, în viața ta. Da? Deci trebuie să schimbi radical anumite chestii. Altfel nu merge. Da, l-am prăjit un pic mai mult pe partea cu coaja. Păi lasă, oricum coaja se duce. Aceea se aruncă. Uite, exact două bucăți din ăștia mi-am făcut și eu astăzi. Să-mi fi că noi înfornirăm ventilația și să vezi ce miros a fi în casă. Exact ceea ce nu-mi place mie. E, asta e acum. Presupun că sunt toate ușile închise, da? De la dormitoare nu, sunt deschise. La Anastasia e închis? Da, deci cam, cam asta este cina pentru fete în seara asta. Somon la tigaie cu salată, roșii și castraveți. După care o să mă duc cu Roxy până în mall să intrăm și în supermarket să mai iau un avocado pentru mâine. Și da, continuăm așa. Deci corpul o să ajungă la o greutate în care o să se stabilizeze. Greutatea care este pentru el nominală, da? Eu mănânc efectiv acum exact cum trebuie. Da? Bineînțeles, exceptând toate idioțenile care le băgam în mine, până acum. Fără sucuri, fără alcool, deloc, fără pâine. Ce nu mai mănânc, mă? Fără prăjeli? Fără că a fost prăjit. Da, uite, astăzi am mâncat o înghețată. Mi-am luat o înghețată, am avut poftă de o înghețată și mi-am luat-o. Asta nu înseamnă că după aia seara mai bag și ciocolată sau altceva, sau dacă vreau ciocolată, bag 3 bucățele de ciocolată. Uite, o am aici. Să vă și arăt. Ăsta este sertarul cu chestii nocive. Nu sunt numai lucruri nocive. Există câteva chipsuri, există ceaiuri, există gris, există alune, există pudră de cacao, 98%, există Nes. Cam orez. Așa ceva avem noi pe aici. Așa, și eu îmi iau din ăștia, toblerone din ăștia și bag 3 triunghiuri din ăștia, da? 3 triunghiuri din ăștia fac 129 de calorii. Și atât. Toată ciocolata asta are 516 calorii. Eu bag 3 din ăștia, da? Și e suficient. Adică dacă ai un pic grijă și respecti doza zilnică recomandată, cum scrie pe ele, e foarte ok și poți să mănânci și dulce și să... Bună. Și să nu te îngrași. Hai să-l întoarcem, să vedem cum... pe partea de altă. Da, păi nu trebuie să-l lași și pe burtică, să-i zic așa.
Aici facem salata pentru Roxy și Anastasia. Salată Lupino, mix de salată de la Chef Select. Și tăi un castravete și o roșie, nu? Ia să băgăm noi o cafea până una alta. Și să luăm una de aici. Asta o bem seara fără zahăr, pe timpul zilei, când mai beau cafea, pun câte o baghetă din asta de zahăr brun. Dar seara nu mai, o bem așa, amară, ca viața. Ce spumoasă e. Da, perfect. Vezi să nu se ardă ăsta. Întoarce. Da, Andrei, doar ce l-am întors, te rog frumos, lasă-l acolo. Ai umblat la el, da? Da, da. Păi tot pe burtă e. Lasă-l pe burtă, te rog frumos. Nu cum să-l las, că se arde. Uite. Așa. Se arde și e păcat de el după aia. Oricum e aproape făcut, îl mai lași un pic și pe partea asta și e gata. Bași o roșie. Da. Și gata salata. Okay. O mâncare foarte ușoară pentru seara. Da, vedeți și fetele mănâncă mai ușor. Dacă eu nu mai încomand cum îmi comandam înainte, fel de fel de hamburgeri, de șaorme, de pizze, de toți dracii înfielițați, nici lor nu le mai fac poftă. Tu câte chile ai avut așa dimineața? Mai 55, ceva. Până în 56, nu? Da. Stai bine. Da, în ultima săptămână am scăzut sub 56. Bravo. Așa trebuie. Să fii ca o căprioară. Hai să vedem cum e cafeaua asta de nou făcut-o. Merge. Și amară așa, dar e bună. Și uitați ce bine arată somonul fetelor.
Ai pus piper și pe salată? Am pus puțin. Un piculeț acolo, da, pentru gust. Ulei de măsline ai pus? Nu ai pus. Bă, ăsta cred că e cam gata. Îl scoatem? Da. Hai că tu să punem pe farfurii normale, pentru că avem și... Ai și salată, da. Gata. Așa, pune și salata. O să pun pe că trebuie să o mestec. De fapt, s-o amesteci, nu s-o amesteci. Că de mestecat o amesteci mai încolo. Da. Hai. Răscolește-o. Gata, dragilor. Cam așa arată cina fetelor pentru seara asta. Filet de somon norvegian cu garnitură de salată asortată. Încercați și voi seara. Se face foarte rapid, ați văzut? Da, chiar e o mâncare ușoară. E foarte ușoară pentru seară, pentru cină și deosebit de gustoasă. Și sănătoasă, bineînțeles. Vă dorim poftă mare dacă încercați și voi și să ne auzim cu bine la noi și noi episoade. Abonați-vă la canal dacă nu v-ați abonat, că nu vă costă absolut nimic. Și dacă vreți să vă coste o sumă foarte mică, da, puteți să deveniți și membri pentru 10 lei pe lună. V-am pupat și vă dorim numai bine. Pa!